brothers and sisters. Ce am adus în București? Deci, Irmania. În prima oră, când am venit aici cu proiectul de voluntariat, cel mai puțin am adus un zâmbet. Am avut programa de animație clinică, de teatrul Forum, dar în general, zicem că asta e un oraș care are niște nuanțe mai gri și am încercat noi, ca turiști, ca puști, adică ca copii, să împărtășeam ceva. Și mă amintesc, de exemplu, în metro, când cu ceilalți voluntari făceam de origami și dădeam pe oameni la 6, 7, 8 seara când ne întorceam de la muncă. Și știți, o bozeală și căutate zile. Și am încercat să împărtășeam puțin de joa de vrevă avec cu toți. Cum e acolo, cum e în România? Și eu nu știam prea multe chestii în România, știam doar de Ceaușescu, știam doar de Hagi și știam de Dracula. Da, și după ceva timp eu am motivat chestia ca a merge undeva și a parcurge singur, particular, adică să mă fac un băiat mare cum ar veni în România. Le fait que je parce que chez moi quand tu es étudiant, tu dois choisir soit tu es étudiant, soit tu travailles. Combiner les deux c'est pas trop évident. Mais le fait que j'avais cette chance de pouvoir étudier et travailler et dans une campagne multinationale, c'était quelque chose de bien pour moi parce que je pu apprendre certaines choses et en même temps ça coïncidait avec ce que j'apprenais à l'école. Am venit în România prima dată în 2006 cu o bursă Erasmus de 9 luni și atunci am plecat din Spania că vroiam să cunosc altă țară postcomunistă din Europa de Est și am învățat limba și 3 ani mai târziu, în 2009, m-au chemat pentru munca care fac acum aici, pentru agenția de știri unde lucrez ca jurnalist. وجدت عقد مع شركة سورية تعمل في رومانيا في مجال الاستيراد وأتيت إلى هنا كموظف لديهم ومن ثم تزوجت واستقريت في رومانيا. Am venit în România pentru că mi s-a oferit o bursă de studii la Facultatea de Electronică în cadrul Universității Politehnică și am vrut de tot timpul să fac o facultate tehnică în străinătate. Pe parcursul anilor de învățământ am căpătat o mare experiență și anume am început să cunosc oamenii. Am întâlnit de-a lungul timpului și persoane foarte ok și persoane mai puțin ok, dar am realizat un singur lucru, că nu suntem chiar atât de diferiți și că sunt persoane foarte bune care poți să-ți fie alături în momente grele, având în vedere faptul că ești departe de casă, de ai tăi. Numele meu este Marcel Gascon Barberà, sunt din Castellón, în Spania, și lucrez în România din 2009 ca corespondent al Agenției Spaniole de Știri EFE. Moi, je suis Bizou, Bizou Panzou. Je suis né au Portugal, à Lisbonne. Je suis de nationalité, je suis congolaise. Je suis ici, ça fait 5 ans. Mă numesc Mazer Rifai, sunt din origine siriană, sunt din Siria. Am venit aici la 1996, am stabilit, am căsătorit și lucrez jurnalist și scriitor. Salut, sunt Naum Duni, sunt din Macedonia, orașul Struga.
Studiez în România de 5 ani, sunt la Facultatea de Electronică în cadrul Universității Politehnică. Mă numesc Paolo Bruzzi, sunt italian din Cesena, Emilia-Romagna, locuiesc în România, în București, de 4 ani și lucrez pentru un ONG. Sunt Todorovski Marjan și sunt din Macedonia și că mai degrabă sunt din capitala țării, Skopje, care se numește, și că aici am venit cu studie, scopul meu de a fi student. Numele meu este Arsenie Victoria, sunt din Republica Moldova, m-am născut în orașul Orhei. Sunt de la vârsta de 15 ani în România, am făcut liceul în Iași și după aia facultatea și master în București. Sunt de aproape 9 ani în România. Et le fait que je sois ici en Roumanie, c'est très bien. Premièrement, c'est que je veux faire dans 10 ans. Ça coïncide avec ma faculté, ça coïncide avec ce que j'ai pu accueillir jusque-là. Et ça sera quelque chose de très bien pour mon pays. În prima dată am venit cu ideea să, pentru să fac o facultate, să termin o facultate. Dar după aia, în toți acești ani, m-am întâlnit cu arhitectura veche a Bucureștiului, cu cultura romanescă, cu stilul lor de viață și am învățat multe lucruri pe parcurs. Am întâlnit noi prieteni. حقيقه دائما هناك تبادل منفعه بين الطرفين. انا اتيت الى رومانيا وجدت بعض ما ابحث عنه. بالمقابل رومانيا اعطتني الامان، اعطتني زوجه، اعطتني القدره على تطوير نفسي. اعطتني رومانيا الاستقرار. Faptul este că, oricum, romanii sunt primitori și București în sine este un oraș pe care am foarte multă dragă. Este un oraș cu o dezvoltare urbană caotică, dar în același timp fascinant, charming, cu mai multe niveluri și mai multe povești și mai multe culturi care se întâlnesc aici. Și asta mi se pare ceva foarte frumos, foarte colorat, cu tot că București este un oraș griu. Primul și în primul rând, cred că ar trebui să ne ofere o șansă tuturor persoanelor străine care vin în această țară, pentru că o mare parte dintre ei care rămân o percep ca fiind țara lor, nu mai e ceva străin. Și comunicarea dintre imigranți cu autorități, pentru că e destul de dificil și atâta timp cât nu suntem acceptați de autorități, nu vom fi acceptați nici de persoanele de rând. Cel mai bun lucru pentru mine în București a fost că chiar fiind într-un colț al Europei, într-o țară în care nimeni nu ține cont de ea și puțin cunoscută, am putut să trăiesc într-o societate multiculturală și cu oameni din toată lumea, foarte cosmopolită, cu francez, cu italien, cu englez, cu african, cu pakistanez, cu indien, cu oameni din toată lumea. Și din punctul ăsta de vedere, chiar dacă toată lumea se așteaptă să fie la Londra sau la New York, locul unde cunoști lumea, să spunem așa, pentru mine a fost București de acest loc, unde am cunoscut oameni din toată lumea și din toate culturile și unde, să spunem așa, că am cunoscut o societate și o comunitate multiculturală. Asta a fost cel mai important lucru pentru mine în România. Vu que l'Afrique n'a jamais été dédommagée pour l'esclavagisme, moi, j'aurais dû demander s'il y a possibilité assez que vous puissiez nous aider, parce que nous, on ne peut pas, parce qu'on a une très grande dette, et les Africains ne peuvent pas, donc si vous pouvez aider, assez que vous puissiez régulariser la situation en Afrique, premièrement, à l'annulation de la dette de plusieurs pays, et deuxièmement, à créer des entreprises chez nous. Ne ajunge de birocratie, ne ajunge de capitalism. Vrem să fim liberi, să trăim liber. Trebuie să menținem politicile și idealul al Uniunii Europene, care în numai 25 de ani au adus țările ca România dintr-un comunism stalinist închis la libertate, la normalitate și să fie societăți deschise cu toate drepturile. Trebuie să mai punem bani ca să se poate aplica acest fel de politică și să aducem visul european cu idealurile și politicile lor originare mai departe. Eu vreau să spun că promisiunea care faceți în toate conferințele, în toate declarațiile,
de presă care faceți, îmi trebuie să găsim real, noi vorbal, noi ginduri, noi imagine. Vreau să vedem exact promisiune care faceți să fie adevărat. Ce aș vrea să se schimbe în Uniunea Europeană? Faptul este că am făcut o uniune pentru market, adică am unificat mercatul, dar aș trebui și să unificăm poporilor acum și nu mai să exportăm capital, dar să exportăm și drepturi sociale și civile. Oamenii nu sunt uniți, popoarele nu sunt unite și nu sunt ok, nu se acceptă unul pe celălalt. Ei nu vor putea avea un întreg, o Europa unită, care să fie și prosperă.